un cântăreț de muzică de petrecere a fost arestat preventiv după ce și-a snopit în bătaia Manta în timp ce era în mașină. Norocul femeii a fost că în momentul atacului era în apropierea unei benzinării, iar un angajat a văzut întreaga scenă și a sunat la poliție. Delia Bulgaru are informații despre acest subiect, este în direct cu noi. Bun găsit, Delia! Bun găsit, Madalina, bun găsit tuturor! Era ora 5 dimineață când tânăra a venit și a intrat în această benzinărie cerând ajutor. Ulterior însă a fugit, însă polițiștii de la secția 18 au fost alertați și au venit la fața locului. Au stabilit că tânăra a fost agresată de iubitul său, un tânăr de 23 de ani, care este de altfel un cunoscut artist, Alex Cocoș, iar polițiștii au deschis un dosar penal în cazul lui pentru loviri sau alte violențe, astfel că tânărul, artistul, a fost arestat preventiv, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, însă ulterior parchetul a depus contestații, astfel că el a fost plasat apoi în arest preventiv. Mulțumim!